Sunt Amelia Stoian, profesor de informatică la Colegiul Național Mihai Eminescu din Oradea și mentor al echipei de robotică Modus Vivendi. În cadrul programului Meet and Code 2021, am participat cu proiectul Ardu Garden. Acest proiect vine în sprijinul elevilor în dorința de a îmbina tehnologia cu ecologia și a constat în realizarea unui robot menit să îngrijească și să ude plantele. Cu ajutorul unor kituri Arduino a fost implementat acest robot și cu ajutorul unor module care au putut să manipuleze o pompă, plantele dintr-o seră sau chiar dintr-o grădină au putut fi udate la un interval de timp. Acest eveniment s-a adresat elevilor de vârste cuprinse între 6 și 17 ani, așadar au putut să participe elevi din clasele 6-11 din cadrul colegiului nostru, dar am avut invitați și câțiva elevi de la un alt liceu cu care am realizat mai multe proiecte de parteneriat. Evenimentul s-a desfășurat pe parcursul la 4 zile, online pe platforma Google Classroom și pe durata a 2 ore în fiecare zi, elevii au putut să participe la o serie de webinarii interactive. Evenimentul nostru a avut un impact deosebit în comunitatea noastră locală. Prin participarea elevilor din școala noastră și a elevilor de la Liceul Teologic Baptist Emanuel, am putut să le arătăm cât de interesant este domeniul STEM și cum pot fi îmbinate domenii ce țin de tehnologie cu ecologia. De asemenea, din impactul avut în comunitatea locală, ne-au fost solicitate și organizarea unor alte evenimente la care să participe elevi din alte școli, nu doar din cadrul liceului nostru. Cred că cel mai emoționant feedback a fost din partea elevilor din ciclul gimnazial, care sunt extrem de entuziaști de tot ceea ce ține de robotică, de domeniul STEM. Ei și-au manifestat dorința foarte aprigă de a mai participa la asemenea evenimente și mai ales de a realiza și alte ateliere de robotică cu ei. Au zis că a fost totul super fain și că își doresc să mai continuăm și cu alte ocazii. Procesele de aplicare pentru finanțarea unor evenimente Meet and Code sunt extrem de facile din punctul meu de vedere. Este benefic o asemenea finanțare care vine să ne încurajeze să obținem echipamente cu ajutorul cărora să realizăm o altfel de educație, o educație prin care elevii au foarte multe de învățat, își pot aplica toate cunoștințele pe care le-au dobândit la școală și văd efectiv, practic, cum pot să îmbine discipline ca și matematica, informatica, fizica. Pot să spun din propria experiență că prin obținerea unor finanțări pe parcursul a 4 ani am reușit să implementăm 6 evenimente Meet and Code. Unele dintre ele au folosit kituri Arduino, altele kituri Microbit, ne-am jucat și cu ozoboți, am învățat să proiectăm și să printăm cu ajutorul imprimantelor 3D. Și fără aceste finanțări, nu am fi reușit să ne achiziționăm materialele necesare susținerii acestor evenimente. Vă încurajez să participați la un asemenea eveniment. De asemenea, raportarea este destul de ușoară, nu aveți mare lucru de făcut decât să descrieți pașii importanți ai evenimentului, să trimiteți câteva poze din cadrul evenimentului și cred că este o oportunitate de care fiecare profesor ar putea să se bucure.
Vă încurajez cu toată inima să participați la aceste evenimente. Fiți creativi, încurajați-vă elevii să participe la activități extracurriculare. Lăsați-vă frâu liber imaginației și căutați proiecte care să le stârnească curiozitatea copiilor, pentru că implicați-i foarte mult în elaborarea proiectelor, în implementarea lor, pentru că ei asta își doresc, să facă ceva practic, să învețe și să fie alături de profesorii lor și în afara școlii.